Acum este interpret de muzică populară, asta după ce timp de 15 ani și-a ascuns talentul, locuind în Spania. Însă soarta se pare că a avut alte planuri pentru el. Și asta pentru că dorința de a cânta l-a readus pe meleagurile Moldovei. Haideți să-l descoperim împreună! Muzica i-a fost mereu în suflet, iar acum știe totul despre ea. Ruslan Bardier se mândrește cu 10 de activități pe care le desfășoară. În primul an când m-am reîntors, am venit la colegiu unde am învățat și eu și am început, că aici am început activitatea mea de profesor. Și paralel cu aceasta am început să fac și alte activități și sunt acum și dirijorul corului de la Lozova, mai cânt și în biserică, la fel sunt și interpret de muzică populară. Pe lângă aceste reușite, au mai urmat și alte colaborări frumoase cu artiști consacrați de la noi. Am colaborat mai întâi cu Rapsozii Moldovei, dirijor Vitalie Dorin. După asta am început o colaborare cu maestru Nicolae Vodgros, cu Orchestra Lăutarii. Mulți dintre prietenii săi erau sceptici pentru alegerea făcută de Ruslan, cea de a se reîntoarce acasă. Dar interpretul se simte împlinit și asta pentru că acum face ceea ce i-a plăcut dintotdeauna. Simțeam că ăsta este al meu, totuși cântecul popular este ceva al meu, drag sufletului. Am început să studiez la catedra dirijat coral. Întotdeauna aici am fost solistul corului. Deci vocea mea întotdeauna se evidenția, întotdeauna se cerea ca să fiu ca solist. Ruslan are și o misiune deosebită. Acesta contribuie la formarea și pregătirea tinerelor generații care se visează pe scenele mari. Simt că le place muzica, le place frumosul și mă strădui și eu cum mi-au insuflat și mie profesorii această dragoste de cântec, mă strădui și eu cu toate forțele mele să o transmit copiilor. Mi fa miră. Cu siguranță, realizările frumoase din viața sa abia au început, iar numele lui Ruslan Bardier urmează să scrie istorie în showbizul din Republica Moldova. Mi-a plăcut povestea lui pentru că asta este doar ce a reușit colegii noștri să realizeze, să-l prindem în plin proces de muncă. Viața sa însă cred că nu ar înca pentru un reportaj de 3 minute. Salut, Ruslan, bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Pe canapeaua noastră. Am aflat povestea ta de viață de la unul dintre elevii tăi. De la Gabriel Nebunu, pentru că el întotdeauna ne spune cine și ce face și ce oameni talentați are în jurul său. Însă, nu, în urmă cu 10 ani, nu cred că vă gândeați că o să fiți pe canapea, o să cântați cântecele proprii. Atunci erați ocupat cu business, ați făcut business. În Spania, da, am fost în Spania, plecat 15 ani și a fost așa ca o întâmplare, ca după o instanță de undeva 8 ani, am putut să deschid o afacere de familie și... Și pentru tine, simțeai că nu e locul în care tu trebuie să stai? Tot ce făceam întotdeauna în gând îmi era cântecul popular. Adică și... tu lucrai și cântai? Da, și lucram și cântam. Asta a fost întotdeauna. Și simțeam că dacă nu o să fac aceasta, o să fie o... Nu știu, nu că o greșeală, dar o părere de rău o să fie pentru toată viața. Momentul în care ai decis să revii acasă este un moment destul de dificil, pentru că oamenii se acomodează cu viața mai ușoară, poate drumurile mai bune, condițiile sociale mai adecvate. Nu ai suferit când te-ai întors în Moldova? Știu că mulți se gândesc așa, că dacă te întorci acasă este greu și... Vezi doar ce e rău. Vezi doar ce e rău. Trebuie să găsim lucrurile pozitive. Eu m-am întors acasă cu mare drag și vreau să spun că noi, dacă suntem născuți aici, noi deja suntem deprinși cu viața care am dus-o până a pleca în străinătate. Deoarece când plecăm în străinătate, tot ne-i greu să ne acomodăm.
în atmosfera care este. Dar cred că e mai ușor să revii în țară și să te acomodezi la ceea ce deja ai trecut prin asta și nu cred că e așa de greu, cum se gândesc alții. Te-ai întors acasă, ai găsit și un job, pentru că e drept, nu oricare dintre tinerii Moldovei vrea să fie profesor, pentru că nu sunt salarii atât de mari. Ai mers riscând, da, la acest lucru. Așa s-a întâmplat că m-au sunat de la centrul de excelență și mi-au propus să fiu profesor acolo. Și tot în același an, prima ce am făcut, repede am compus câteva melodii pentru ca să mă încadrez în ceea ce visam și pentru ce m-am întors în țară. Ai reușit să-ți creezi o familie, o altă familie, aici, acasă, deja. Cum ți-ai întâlnit actuala soție? Actuala soție am întâlnit-o pe rețelele de socializare. Cred că e... La mulți se întâmplă chestia asta. Și dar acum Catari, ești tată fericit. Da, Catari este din satul meu. Uite că suntem dintr-un sat, dar așa a fost să fie, printr-un like, cum se mai spune, și de acolo tot și se începe. Și totul s-a pornit de la un like. Da, de la un like. Și acum aveți o familie, aveți copii? Da, am o fetiță minunată, o dulceață de fetiță. O cheamă Mireia. Vai, ce nume? Cine a ales numele? Numele am ales noi împreună. Am căutat mult până ce am ales, dar la urmă am ales... Catari este un nume specific Spaniei și anume zonei Barcelonei, ce înseamnă femeie minunată. Are talente femeia minunată din familia voastră? Începe să cântă, începe să danseze și când aude muzică populară, văd că reacționează. Deja e bine. Te invităm în aceste momente să iei microfonul și... Așa cum te-am mai văzut și prin videoclipuri, să cânti celor de acasă. E o melodie pentru toate vârstele și pentru toți oamenii. În aceste momente, un om care, chiar dacă avea o afacere în Spania, s-a reîntors acasă pentru că vroia să facă ceea ce simte sufletul său să facă. Să cânte și să învețe și pe alții să o facă. Domn profesor, aici pentru voi, la Vorbe Bune. Și petrece, nu uita că viața strece. Se cinstești un păhărel de vin curat, cu cei dragi nu e păcat. Ia omule și petrece, nu uita că viața strece. Se cinstești un păhărel de vin curat, cu cei dragi nu e păcat. Hai de sus paharul, cântă lăutarul, viața este mai frumoasă. Hai de sus paharul, cântă lăutarul și stai cu cei dragi la masă. Hai de sus paharul, cântă lăutarul, viața este mai frumoasă. Hai de sus paharul, cântă lăutarul și stai cu cei dragi la masă. Muzica răsună, acolo pe toți ne adună. Unde-s oamenii de omenie, acolo mi-e drag și mie. Unde muzica răsună, acolo pe toți ne adună. Unde-s oamenii de omenie, acolo mi-e drag și mie. Hai de sus paharul, cântă lăutarul,
Viața este mai frumoasă, hai de sus paharul, cântă lăutarul și stai cu cei dragi la masă. Hai de sus paharul, cântă lăutarul, viața este mai frumoasă, hai de sus paharul, cântă lăutarul și stai cu cei dragi la masă. Ani cu sănătate, lângă soră, lângă frate, lângă toți pe care iubești, omule să ne trăiești. La mulți ani cu sănătate, lângă soră, lângă frate, lângă toți pe care iubești, omule să ne trăiești. Hai de sus paharul, cântă lăutarul, viața este mai frumoasă. Hai de sus paharul, cântă lăutarul și stai cu cei dragi la masă. Hai de sus paharul, cântă lăutarul, viața este mai frumoasă. Hai de sus paharul, cântă lăutarul și stai cu cei dragi la masă.